Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial dedicat sistemului de operare Windows 10. Astăzi voi vorbi despre cum anume putem să optimizăm acest sistem de operare. Metodele prezentate în acest clip sunt doar o parte din cele pe care le voi prezenta în clipurile viitoare, așa că mare atenție! Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat dacă Windows 10 poate fi optimizat, dacă îi se poate crește performanța și mai mult. Eu spun că da, am făcut mai multe teste pe acest sistem de operare și astăzi vă voi spune o parte din soluțiile pe care le-am găsit pentru a optimiza acest sistem de operare, deși mulți spun că Windows 10 este foarte rapid și nu are nevoie de optimizare, eu spun că totdeauna este loc de mai bine. Haideți să începem acest video tutorial. Va trebui să mergem în Control Panel la Power Option. Pentru a face acest lucru apăsăm tasta Windows și litera X și vom ajunge imediat la Power Option. S-a deschis această fereastră, dăm click pe această opțiune. Dăm click aici, voi mări și eu această fereastră pentru a vedea dumneavoastră ce trebuie să facem. Debifând această căsuță, calculatorul nostru se va închide instant. Apăs butonul Save Change. Dacă dumneavoastră nu ați creat aici un plan adițional ca acesta, performanță înaltă, va trebui să o faceți, iar dacă l-aveți creat, ar trebui să faceți anumite setări, cum ar fi să folosiți în întregime puterea procesorului și haideți să vedem cum facem acest lucru. Procesor Power Management, mergem la Minimal State și va trebui să bifați aici pe baterie să fie folosit 100%. Vom da Apply și OK. Vom intra din nou să vedem dacă într-adevăr au rămas acele setări. Și vedeți că acum pe baterie procesorul va fi folosit la 100%, vom merge și la maxim și aici este la 100%. Voi merge și la placa video și aici va trebui să fie pe baterie la maxim performance și atunci când este conectată la curent tot la maxim performance. Aceasta a fost o soluție adițională. Vom închide aici după ce am făcut această setare pentru ca PC-ul nostru să se închidă mai rapid. Următorul pas este să tastăm în căsuța de căutare cuvântul run și aici să tastăm msconfig. Vom apăsa butonul OK. Doresc să vă spun că eu am testat toate aceste setări pe care vi le recomand. Vom merge aici la boot. Dacă dumneavoastră doriți să scurtați timpul de bootare al Windows-ului de încărcare, bifați această căsuță și nu vă va mai apărea acea imagine de încărcare a Windows-ului. Aici puteți să mergeți până la minim 3 secunde, eu lăsasem la 5, dar haideți să punem 3. Vom da Apply, mergi și la Advanced Option, pentru că v-am învățat că aici trebuie să alegeți numărul maxim de procesoare. În cazul meu este 4 și aici va trebui să puneți o valoare în funcție de memoria dumneavoastră virtuală pe care o vom seta imediat. Voi da aici OK, voi merge mai departe la Servicii. Și este foarte important ca dumneavoastră să opriți anumite servicii de care nu aveți nevoie. De exemplu, acest serviciu cred că nu mi este necesar, îmi consumă din resurse, Yobit n-are nevoie de update, eu decid dacă fac update-ul sau nu. Dacă dumneavoastră doriți să opriți mai multe servicii, mergeți în această listă și vedeți ce servicii puteți opri. Voi face un video tutorial separat despre serviciile Windows 10 care pot fi oprite în siguranță. Dar deocamdată vă recomand să bifați această căsuță și să opriți toate serviciile care nu țin de Windows, țin mai mult de update-ul aplicațiilor sau de funcționarea acestora pe internet. Voi da și aici Apply. Vom merge acum la Startup, voi apăsa Open Task Manager și voi vedea câte aplicații îmi pornesc mie odată cu Windows-ul. Vedeți că îmi pornește Clean Master-ul, eu zic să nu mai pornească, îl voi pune pe Disable. Acest cursor îmi pornește și am nevoie de acesta. Îmi pornește de asemenea Microsoft OneDrive. Nici acesta nu vreau să pornească în Startup, pentru că acesta consumă foarte mult. Mai târziu în acest video tutorial îl vom dezinstala. Vom pune pe Disable și acest proces și voi pune pe Disable și camera mea, pentru că nu am nevoie ca acest proces să pornească odată cu Windows. Dacă dumneavoastră aveți mai multe procese aici, le puneți pe Disable și în cazul în care apar probleme, vă întoarceți și apăsați căsuța aceasta Enable și să sperăm că nu aveți nicio problemă. Dar vă spun că majoritatea proceselor care se deschid aici nu sunt neapărat necesare pentru a porni odată cu Windows-ul. Acestea pot fi pornite manual atunci când aveți dumneavoastră nevoie de ele prin dublu click pe shortcut sau pe aplicații.
Ok, am terminat și aici, voi închide această fereastră, vom merge la următorul pas, voi da aici OK, dumneavoastră s-ar putea să vă ceară restart, veți ieși fără să dați restart pentru că mai avem câte ceva de făcut și după aceea veți da restart la finalul procesului de optimizare. Acum vom merge să oprim anumite aplicații care rulează în background, care rulează fără ca noi să știm. Eu am vorbit despre oprirea acestor aplicații, dar se poate ca nu toți dintre dumneavoastră să fi văzut acel video tutorial. Vom apăsa la fel tasta Windows și I de data aceasta și vom ajunge în meniul Setting. Dacă dumneavoastră doriți să mergeți aici și să apăsați Setting, ok, dar eu am apăsat tasta aceasta. După aceea mergem la Privacy și aici mergem la Background Apps, adică aplicațiile care rulează în background. Aici, dacă dumneavoastră aveți aplicațiile pe on sau care aplicațiile aveți pe on, puteți să le treceți pe off, puteți să le închideți pentru că acestea vă consumă foarte multe resurse. Vedeți că eu am lăsat doar două aplicații, oricum aș fi putut să o pun și pe aceasta pe off. Dacă aveți cumva nevoie de ele, mergeți și le deschideți, dar eu cred că nu o să aveți nevoie. Haideți să închidem și aici această fereastră și să mergem mai departe. Așa cum vă spuneam, voi merge și voi închide OneDrive, pentru că acesta consumă foarte multe resurse, voi apăsa tasta Windows și R și aici voi scrie gpedit.msk și voi da Enter. Haideți să fac această fereastră mai mare, să vedeți și dumneavoastră ceea ce fac pe aici. Vom merge la Computer Configuration, după aceea la Administrativ Templates și aici la Windows Components. Va trebui să căutăm OneDrive, pentru că pe acesta doresc să-l dezinstalez și aici avem posibilitatea de a împiedica această componentă Windows să folosească resursele calculatorului. Pentru a împiedica acest lucru trebuie să mergem să dăm dublu click pentru că este pe No Configurate, adică nu este configurat, și să mergem pe Enable. În acest moment, componenta OneDrive nu va mai consuma din resursele calculatorului nostru, vom apăsa aici Apply și OK. În acest moment vedeți că statusul s-a modificat din No Configurate în Enable. Ok, vom închide aici. Ar fi trebuit să fac în pasul anterior anumite setări de notificare, pentru că tot eram la setări. Mergem la sistem după ce am apăsat pe setting și oprim notificările și acțiunile. Foarte important acest lucru, pentru că și aceste acțiuni consumă din resursele calculatorului nostru. Aici avem Show me tips about Windows. Nu vreau ca Microsoft să-mi arate secretele Windows-ului, le voi descoperi singur, de aceea voi închide această căsuță. Și în funcție de preferințele dumneavoastră puteți să închideți și alte căsuțe de aici. În cazul în care nu vă apare pe desktop My Computer, deci nu trebuie să fie un shortcut, în momentul în care îl deschideți va trebui să arate cam așa. Mergeți, dați click dreapta, personalizare, după aceea mergeți la Themes și aici bifați căsuța Computer. Dacă eu o debifez, o să vedeți imediat că dispare și că nu mai am My Computer pe desktop. Nu vreau să aduc pe desktop un shortcut, de aceea va trebui să dau click dreapta, personalizare, voi merge la Themes și aici voi merge la Desktop Icons, voi apăsa căsuța Computer, Apply, OK și voi închide aici. Și așa cum v-am spus, dăm click dreapta, Proprietăți, după aceea mergem la Advanced System Setting. Am mai făcut aceste setări și pentru Windows 7, sunt valabile și pentru Windows 10, veți vedea imediat acest lucru. Vom merge aici pe Setting, la Performance și vom bifa căsuța Custom. Pentru a nu simți efectul setărilor pe care le vom face, va trebui să debifați căsuțele pe care le debifez și eu, pentru că dacă le vom debifa pe toate, Windows-ul nostru, deși este un Windows 10, va arăta ca un Windows 98, un Windows XP, fără aerotemă, fără nimic. Veți debifa exact ceea ce debifez și eu și nu veți avea niciun fel de problemă. Cam acestea sunt căsuțele pe care puteți să le debifați fără să afectați aspectul Windows-ului. Vom da Apply și OK. După aceea mergem aici la Startup and Recovery, dăm Setting și așa cum ați văzut, eu am bifat timpul recomandat pentru a se închide aplicațiile, puteți să debifați această căsuță pentru a câștiga din timp. El vine setat la 30 de secunde inițial, dar eu las la 3 secunde. Pentru că eu am Windows 10 și Windows 7, pot să aleg de aici care sistem de operare să pornească în momentul în care deschid calculatorul. Am ales acum Windows 10. Voi alege după aceea Windows 7 și aici puteți să debifați căsuțele acestea pentru a nu vă mai închide calculatorul în momentul în care primiți o eroare. Vom merge acum la System Protection și în cazul în care dumneavoastră nu ați făcut un System Restore cu ajutorul Windows-ului în momentul în care ați instalat Windows-ul,
puteți să închideți sistemul Restore pentru că oricum nu vă folosește. Ar fi indicat să faceți backup-ul cu o altă aplicație, eu folosesc Acronis True Image, nu este gratuită, dar este o aplicație foarte bună. Dacă vreți să opriți posibilitatea de restore cu Windows-ul, mergeți aici la Configurate, bifați căsuța Disable System Protection și apoi apăsați butonul OK. Dar în cazul în care dumneavoastră ați făcut un punct de restore după ce ați instalat Windows-ul și toate driverele, nu închideți acel sistem restore, voi merge din nou la Advanced, la Performance, Setting, pentru că aici va trebui să merg la Advanced din nou și să alegem o altă memorie virtuală pentru a ne crește performanța calculatorului. Vedem că memoria mea virtuală este recomandată la 1262, dar eu vreau să cresc această memorie virtuală, apăs butonul Custom Size și duc această memorie undeva la 4096, pentru că ați văzut că inițial setasem acolo la nuclee acea memorie. Puneți și dumneavoastră o memorie în funcție de calculatorul pe care îl aveți, înmulțiți memoria RAM pe care o aveți cu maxim 1,5. Deci dacă aveți un RAM, puteți să vă duceți până aproape de 1500, dacă aveți 2 RAM, vă puteți duce până la 3000, 3 RAM, 4 RAM și așa mai departe. Eu însă înmulțesc cu 1 și câtă memorie RAM am pe calculator, atât pun și aici. Am 4096, adică 4 RAM și acest lucru îl tastez în această căsuță și tot acest lucru îl tastez și mai jos. Dau set, dau OK și această valoare a fost înregistrată. Voi da aici OK pentru că am terminat. Mai sunt și alte setări care vă ajută să optimizați sistemul de operare Windows 10, dar despre acestea voi vorbi în alte video tutoriale, pentru că nu pot vorbi despre toate setările într-un singur video tutorial. Dacă acest video tutorial v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, puteți da un like, puteți distribui acest clip, abonați-vă dacă nu sunteți abonați la canalul Radio Intim. Nu uitați că în fiecare vineri și sâmbătă, începând cu orele 20, mă puteți găsi live. Acolo îmi puteți pune întrebări, iar eu voi încerca să vă răspund.